Repet, prima barcă a ajuns, a venit echipajul de scafandri, au acționat la fața locului. Scafandrii au o barcă separată. Deci scafandrii au venit, sunt dotați cu barcă, cu motor, da. Și restul bărcilor tot cu motor sunt echipate și funcționale. S-a întâmplat. În momentul de față se acționează persoana respectivă în apă, în carlingă, ce știi? Exact în apropierea epavei. Deci exact în apropierea epavei, în momentul de față se intervin cu toate forțele Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, a venit în sprijin un elicopter de la baza aeriană de la Fetești, care este dislocat la aeroportul Mihail Cogălnicianu. S-au găsit în acest moment fragmente din epava elicopterului, din coada acestuia, carlingă, și în continuare se desfășoară activități de căutare pentru identificarea celorlalte trei persoane dispărute. S-a declarat că prima barcă de pompieri n-a avut un motor funcțional. Am spus. Da, de ce? Pentru că nu a pornit în momentul respectiv. Nu au vrut să piardă timpul pentru a ajunge cât mai repede. Noi încercăm să ne axăm de ce nu a pornit motorul, de ce nu au vrut să piardă timp. Asta este logic, e normal să nu dorească. De ce se pleacă cu o barcă defectă, de ce s-a plecat cu o barcă defectă pe o asemenea intervenție? Este foarte simplă întrebare. Se vor face verificări cu siguranță ulterior. În acest moment ne concentrăm să găsim celelalte trei persoane. Este bine de știut că prima persoană găsită se află la spital. Este în viață și medicii îi acordă îngrijiri de specialitate pentru problemele pe care le-a întâmpinat. Au continuat căutările toată noaptea? Nu pot să vă spun dacă toată noaptea. Cert este că în momentul de față încă se caută și sperăm. De unde au intervenit? Dar ce știți de ce? Numele persoanelor? Nu am această informație. Sunt scafandrii militari, sunt scafandrii de la ISU Constanța, sunt de la garda de coastă cu nave care ne ajută, sunt sonare care caută aceste persoane, deci sunt căutate cu ajutorul sonarelor. Domnul viceprim-ministru Gabriel Oprea. Deocamdată bărci cu motor? Ce v-a spus? De ce nu vorbește dumneavoastră? De ce vă trimite pe cineva? Deocamdată acestea sunt informațiile pe care le deținem în acest moment. Elicopterul s-a rupt și sunt găsite bucăți sau s-a găsit? Deci s-au găsit bucăți, s-a depistat zona și s-au găsit bucăți din acest elicopter. Dar elicopterul nu. Deci unde s-a prăbușit efectiv nu s-a găsit zona respectivă, nu? 500-600 de metri? Cu aproximație. Despre persoanele care se află în elicopter, ce știți? Cred că mai este vorba despre asistentă. O asistentă, pilot și copilot. Dar mai multe detalii... Deocamdată acestea sunt detaliile pe care le furnizăm în acest moment. Când avem mai multe detalii cu exactitate, vârstă... La ce adâncime se află? N-aș putea să vă spun în momentul de față. Mulțumesc frumos! Plutonier Chiriță Anca. Da, ați văzut-o pe doamna Anca Chiriță, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Pare stupefiant, dacă mă întrebați pe mine, cum de nu se știe în acest moment cine se afla în acel elicopter. Autoritățile n-au reușit.